Aflăm la o lună de zile după lansarea subscripției și după cele 3 săptămâni cât a durat subscripția, avem în conturi la Ministerul de Finanțe peste 700 de milioane de lei și ce e mai important, dincolo de această sumă, ce e mai important din punctul meu de vedere, că sunt peste 20.000 de persoane care au participat la acest proces. Deci este, din punctul meu de vedere, un succes atât în perspectiva sumei care a fost atrasă prin acest instrument puțin cunoscut românilor până acum, dar este un succes în primul rând prin faptul că, iată, peste 20.000 de persoane au avut încredere în acest instrument și au răspuns apelului nostru. Doresc să felicit echipa